Cea mai importantă competiție fotografică la nivel mondial a ajuns din nou la Chișinău. Expoziția internațională World Press Photo a fost inaugurată pe 19 noiembrie la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. World Press Photo a fost creată în 1955, când un grup de fotografi olandezi a organizat acest concurs pentru a-și expune lucrările unui public larg. Expoziția din Chișinău a fost organizată de Fundația World Press Photo din Olanda, în parteneriat cu Centrul pentru Jurnalism Independent, cu suportul oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la Chișinău. Eu cred că ceea ce vedem noi azi la această expoziție pe care o inaugurăm e anume despre emoție, e despre șoc pe alocuri, despre mesaje. Pentru că fotografia nu e doar parte a artei vizuale, dar e și un puternic mijloc de comunicare între oameni, între țări, între continente. Ediția din acest an cuprinde circa 74.000 de lucrări realizate de peste 4.000 de fotografi din 125 de țări. La expoziție au fost prezenți și studenții de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării USM, care urmează, în baza acestui eveniment, să realizeze un reportaj. Deci, în cadrul cursului Art Jurnalism Reportajul și Reportajul Social, astăzi am hotărât să ne deplasăm pe teren cu studenții anului 3 pentru a realiza reportaje de la expoziția World Press Photo 2020, o expoziție care reunește peste 140 de fotografii și prin reportajele care urmează a fi realizate dorim să descoperim tainele și poveștile care se ascund în spatele acestor imagini. Expoziția World Press Photo este itinerată în întreaga lume. Aceasta este prezentată în circa 45 de țări și este vizitată anual de peste 4 milioane de oameni. Fiecare tablou, fiecare fotografie, imagine are o istorie în spate, cu siguranță una cutremurătoare. Și suntem foarte fericiți că le putem vedea real, nu doar pe online. Și de fiecare dată, arta are câte ceva de spus. În acest an, juriul alcătuit din cei mai buni fotografi din lume a nominalizat 44 de participanți din 24 de țări. Premiul Fotografia Anului a fost câștigată de fotograful japonez Yasuyoshi Chiba, care a reușit să surprindă protestele din Sudan în decembrie 2018. Personajul principal al fotografiei este un tânăr care recită o poezie de protest în timp ce demonstranții intonează sloganuri care reclamă o conducere civilă. Doritorii pot vizita expoziția fotografică în fiecare zi, cu excepția zilei de vineri, până pe data de 9 decembrie.